S-a vorbit mai întâi că pictura a fost la început și că a urmat fotografia după aceea. Eu o să iau lucruri de mai dinainte și o să vă spun că la un moment dat Dumnezeu a hotărât să facă bărbatul. Anca Cernoschi ne arată aici că ulterior i-a venit o idee mai bună. E o emoție deosebită pentru mine să mă aflu aici în fața dumneavoastră și să mă aflu la un eveniment care o are în centru pe distinsa mea prietenă, Anca Cernoschi, care în lumea noastră, a celor care ne jucăm cu aparatul de fotografiat încercând un exercițiu continuu de comunicare, este un fel de chirurg. Veți observa în lucrările ei crâmpeie de viață tratate din vârful bisturiului unui artist complex și fin, care aparent vorbește despre femeie. În realitate, discuția e complexă. E o discuție despre om, o discuție despre viață, o discuție despre iubire. În opinia mea, cuvintele sunt mici în fața lucrărilor Ancăi. Mă bucur pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru șansa de a ne afla împreună aici, la un astfel de eveniment. Îi mulțumesc Ancăi că se află din nou în nordul țării. Îi felicit pe organizatori pentru eforturile care au trebuit să fie depuse pentru organizarea momentului la care suntem astăzi părtași. Și îmi revine sarcina. Sarcina deosebită de a lăsa aici în urmă una din cei care au făcut multe flotări pentru ca noi să fim aici la acest eveniment, un semn al prețuirii celor din jur, domnul Ionuț Sinescu. Vă rog să primiți. Să primiți mulțumirile noastre că ați adus-o la Botoșan pe Anca Cernoschi. Mă bucur foarte. O să închei, nu vă țin foarte mult și o să vă sugerez să nu lăsați nici Anca să vă vorbească prea mult. O să vă sugerez să petrecem timpul bucurându-ne de lucrările pe care le avem aici. Și îmi permit să salut în sală și prezența Tatianei Voluntir. Vă sugerez ca următoare expoziție. Data viitoare îți ofer o diplomă, n-am pregătit-o. Să ne bucurăm așadar împreună de evenimentul absolut deosebit organizat în acest pol al culturii din nordul țării, orașul dumneavoastră Botoșan, și de prezența artiștilor pe care astăzi îi avem aproape. Mulțumesc mult! Mai vreau să spun ceva de mine. Vreau să mulțumesc și celorlalți membri ai clubului fotografilor care alături de Ionuț Sinescu au ajutat la organizarea acestui minunat eveniment. Aplauze! Ce aveam eu de zis, poate și mai mult, sigur mai mult. Vă invit să urmăriți șirul lucrărilor, să vedeți o evoluție, sper, atât ca stil, ca temă, ca interpretări. Și vă invit după aceea să veniți să vorbiți fiecare personal cu mine, ca să nu vă plictisesc pe toți cu curiozitățile unora și altora. Și în primul rând, mulțumirile.
Oricum a fost cu de spot, să zic, în primul rând. Mulțumesc eu pentru invitație. Mulțumesc, Marius, pentru că dacă nu eram anul trecut la Groa Humorului, probabil că nu eram nici aici. N-ați telecunoscut niciodată. Mulțumesc organizatorilor și galeriei. Îmi face o deosebită plăcere, sinceră, să fiu aici din nou, în zonă. Marius știe mai bine. Mai și odată și primești un certificat de cetățean. Mulțumesc tare mult că ați venit și vă invit să urmăriți.